fără permis, dar bine băut și cu o viteză de 88 de km pe oră. Un bărbat de 30 de ani din comuna de Vesel s-a aventurat pe bulevardul Nicolae Iorga din Drobeta, Turnu Severin, cu un autoturism înmatriculat în Franța. Singurul impediment, polițiștii de la biroul rutier, care i-au cam încurcat ițele, întrucât se aflau în zonă și efectuau activități de supraveghere a traficului rutier. Așa se face că, surprins de radar cu viteză, acesta nu a oprit la semnalele polițiștilor și, mai mult decât atât, a accelerat, ceea ce a condus la urmărire ca în filme. Când a văzut că nu poate scăpa de oamenii legii, acesta a considerat că pe jos va fi ceva mai rapid decât Speedy Gonzales și a rupt-o la fugă. După câteva sute de metri de alergare, un polițist a reușit să îl rețină. De ce sunteți aici? Am crezut că ați avut 078 alcoolemie. Păi de unde știți? Păi, avem și noi informații. Cu ce ocazie? Dar de ce ați băut ceva de calaborat? Păi știți dumneavoastră că am mâncat la volan? Da. Și pentru ce sunt luat? Da. Ați urcat la volan, băut 0,78 alcoolemie. Și că sunteți și recidivist. Adică ați mai condus băut. La data de 30.11.2018, organele de poliție au depistat în trafic o persoană de sex masculin în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere. De asemenea, în urma testării cu aparatul electrotez, rezultatul a fost de 0,77 mg pe alcool purinaiul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru a-i se recolta probe biologice. În cauză, tânărul Speedy Gonzales s-a ales cu două dosare penale, respectiv pentru conducere fără permis și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.